Tu înțelegi că nimănești zilele. Nimănești nici zilele, nimănești zilele la cei din jurul nostru și nu-i dai pace. Așa se întâmplă atunci când noi îl scoatem pe Dumnezeu din societate. Scoatem cuvântul său din societate și nici n-al pomenim măcar prin cuvintele noastre ca fiind un salvator, ca fiind un creator, ca fiind cel ce ne poate călăuzi viața noastră. Mult mai rău decât atât, îl luăm în deșert, spunem lucruri murdare despre el și măcar nu mergem să ne cerem iertare. Astăzi este ziua 72. Am finisat acasă cartele Vitic și am citit din capitolul 26, versetul 14, până la 27, versetul 34. Am citit din Luca, capitolul 1, versetul 1 până la 25. Și am citit din Proverbii, capitolul 7, versetul 1 la 7. Spune înțeleptul Solomon, te îndemn să ții cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte alături de inima ta, căci ea îți va călăuzi. Însuși cuvântul îți va călăuzi calea în viața aceasta. Ce s-a întâmplat astăzi în Levitic? A fost niște preîntâmpinări de-a lui Dumnezeu, care le-a dat Dumnezeu poporului Israel pe Moise, pe muntele Sinai. Și anume, dacă nu va face așa cum le-a spus Dumnezeu să facă, atunci Dumnezeu îi va pedepsi până în a șaptelea neam. Atâta timp cât tu nu ești în legământ cu Domnul Iisus Hristos și nu trăiești viața conform standardelor și cuvântul lui Dumnezeu, tu ești sub lege și tu vei fi judecat sub lege. Tu nu vei fi judecat sub legământul nou al lui Iisus Hristos de dragoste, de iertare și de acoperirea tuturor păcatelor. Fiindcă tu nu ai nevoie de aceasta. Tu crezi că prin faptele tale bune care le faci, care sunt faptele tale rele, care crezi că tu faci mai multe fapte bune decât rele, și de fapt tu prin fapte crezi că o sunt în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce îți spun te greșești amarnic și mult mai mult decât atât, poporul în care tu trăiești va fi judecat după lege și să trăiești după lege este un lucru trist, fiindcă Dumnezeu ne-a adus un legământ nou în care este o prosperitate și deja s-a dovedit prin exemplu poporului Israel de-a lungul anilor până la Hristos și după Hristos, că cei nici în timpul de față nu cred că Mesia a venit, că El este salvatorul lor și ei pot să aibă un legământ nou în care să trăiască în libertate, ci cred că legea pe care a dat-o Dumnezeu lui Moise îi poate salva și pot construi o viață mai bună, dar de fapt ei nu ascultă, nu îndeplinesc legea. Și fapt, dacă tu nu îndeplinești una de cele mai mici legi, tu te faci învinuit de toate legile. Nu poți să nu fii învinuit de toată legea. Și astfel tu ești pedepsit și întreg neam al tău, ceea ce este trist. Și de aceea Dumnezeu avertizează pe Moise ca să luați aminte. Și ceea ce vreau să vă îndemn pe fiecare dintre voi și pe mine personal, eu am fost în cartea Levitic și am rămas șocat să văd învățăturile pe care Dumnezeu le dă poporului Israel de a crea o societate. Și cred că deja trebuie să ne motivăm ca noi să construim o nouă societate conform standardelor lui Dumnezeu pe acest pământ, și anume standardele puse de Dumnezeu și reflectate în Vechiul Testament către poporul Israel și apoi fiecare lucru care era acolo standard dat reflecta la Domnul Iisus Hristos și la legământul lui Hristos și faptul că trăind în legământ cu Hristos, noi putem fi botezați cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt? A fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă că tu nu mai trăiești cum ai trăit, dar ești o persoană nouă și viața ta este călăuzită în totalmente de Dumnezeu. Adică nu sunt zile în care pe tine să nu te intereseze cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt zile în care pe tine să nu te intereseze rugăciunea, nu sunt zile în care tu să nu te intereseze Dumnezeu. Asta înseamnă că tu ești o persoană născută și botezată cu Duhul Sfânt. Și permanent tu îți vorbești publicului, vorbești celor din jurul tău, ceea ce îți vorbește Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu vorbește până în zilele de astăzi. Vorbește la inima fiecăruia, numai că noi trebuie să deschidem inima, să ascultăm ce ne spune Dumnezeu, ca astfel să aplicăm în societatea în care noi trăim. Nu mai suntem împliniți, nu suntem satisfăcuți cu viața care noi trăim,
și avem doar nemulțumiri și trăim în nemulțumiri din cauza că noi nu suntem ascultători la ureche, la ceea ce ne spune Dumnezeu. Deci fiți atenți, alarmați-vă, că dacă tu te socoți creștin, și mai ales te socoți botezat cu Duhul Sfânt, și dacă tu n-ai studiat cuvântul lui Dumnezeu cap-coadă, ăsta e primul indiciu la care tu trebuie să-ți pui semnul de întrebare dacă tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt sau n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt, sau cel puțin nu ai arzarea aceasta sau sărăcia aceasta în Duh de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Te provoc să mergi, să studiezi zilnic și împreună astfel să devenim mai buni, să reflectăm în societățile noastre un trai conform standardelor lui Dumnezeu și nu conform lumii acestea. Astăzi am început o nouă carte, cartea Luca, care se începe diferit de cartea Marcu și Matei, și anume că cartea Luca este diferită de celelalte, fiindcă nu este scris de ucenicul lui Hristos, care a fost dintre cei 12 care au fost acolo, ci a fost, Luca a fost un doctor care a cercetat în deamănunte ceea ce a făcut Hristos, și anume prin scrierea care a făcut-o el în cartea Luca, este de fapt o scrisoare care este adresată lui Teofil, un prieten cred că de-a lui, și anume trimite o sumetenie de informații despre faptul cum Hristos a născut. Și astăzi s-a vorbit despre o prorocie care a fost dată prin prorocul Isaia, că va veni Ioan Botezătorul care va fi născut și el va pregăti calea Domnului Hristos. Și interesant că Ioan Botezătorul a fost născut dintr-o familie de preoți, și anume preotul care aducea la templu diferite ispășiri de păcate către Dumnezeu, a avut o vedenie în care Dumnezeu i-a spus că ea ca soția ta va rămâne însărcinată. Și el spune, cum va rămâne însărcinată, că eu sunt bătrân și ea este stearpă, nu poate să aibă copii. Interesant că Dumnezeu totdeauna vorbește oamenilor care de fapt sunt în disperare și le spune Dumnezeu atunci când sunt în disperarea lor că îi va da ceea ce ei au căutat toată viața, la sfârșitul vieții. Și e greu să crezi, dar interesant că el a crezut. Și anume, preot cel mai de seamă, Zebedei, da, Zebedei, Zecaria, da, Zecaria îl cheamă. N-am fost să mă uit în transcripția română, dar ceea ce vreau să vă spun, că preotul a crezut cuvintele îngerului Gavril, și anume femeia lui a rămas însărcinată și astfel Ioan Botezătorul a venit din familia preoților, care a fost cel ce a pregătit calea lui Hristos. O să vedem în continuare cum Dumnezeu vorbește și stați alături, căci Dumnezeu este bun și noi trebuie să studiem fiecare dintre noi cuvântul lui dacă vrem să trăim mâine mai bine și dacă vrem să îl cunoaștem în totalmente pe Dumnezeu și să vedem că El lucrează în viețile noastre. Să deschidem și anume nu numai să citim, dar și să aplicăm în viețile noastre. Atunci când o să aplicăm, o să avem satisfacția totală și Dumnezeu ne va binecuvânta. Să aveți o zi bună!